Bună ziua, dragi botoșăneni! În primul rând, vreau să vă urez la mulți ani, la mulți ani România, la mulți ani români. Din păcate, astăzi am sărbătorit Ziua Națională a României și zic din păcate, pentru că a fost o sărbătoare restrânsă la care cetățeni, ca și dumneavoastră, nu au avut dreptul să participe. Au participat câteva dintre oficialitățile botoșanului, iar ceremonia nu a durat decât 20 de minute. Domnule Silegeanu, ne aflăm în plină campanie electorală. Ce ați învățat față de campania de la locale? Ce ați găsit elemente de noutate vorbind cu oamenii în județ? Și ce ați aflat sau ați învățat despre județul Botoșani? În primul rând, cred că lecția cea mai importantă a fost că oamenii nu sunt învățați să pună ștampila pe un independent. În al doilea rând, munca în echipă este cea mai importantă în alegeri. Acolo, în echipă, ai oameni care poate să supravegheze, ai oameni care poate să-ți dea un sfat, ai o echipă întreagă, un staff în spate, la fel ca într-o firmă. Și atunci cred că aceasta este principala diferență pe care am văzut-o eu decât atunci când am candidat independent. Și mă bucur că am găsit în Pro-România, care e un partid de centru, înțelegere, deschidere, acceptul ideilor mele și împreună suntem o echipă, împreună putem fi o echipă în Parlament pentru Botoșani. Cum este recepționat mesajul Pro-România în județ? În județ mesajul Pro-România este recepționat extraordinar de bine, chiar foarte bine. Vă dați seama că eu am început de săptămâna trecută a merge în județ între oameni, participând la anumite târguri, târguri care cred că sunt de circa 50 de ani, oamenii cu căruța, oamenii care vând orice în spații improvizate. Din păcate, primăriile, OAT-urile care ar fi trebuit să asigure un minim de condiție pentru acești oameni, nu s-au ocupat, nu i-a interesat. În schimb, găsim primării mari, falnice la standarde europene. Aceeași problemă o avem în instituțiile de învățământ, tot în zona rurală, care WC-urile din fundul grădinii. Știți și dumneavoastră, sau problema care am sesizat-o de foarte multe ori și nu numai eu, cât și presa centrală, dând de exemplu județul Botoșani, lipsa semnalului la telefon pentru școala online sau a tabletei. Copii care efectiv a trebuit să se urce în copac pentru a prinde semnal. Adică nu se poate în 2020, acum pot să zic că suntem în 2021, să mai existe sau să existe astfel de situații. Deci județul Botoșani este un județ foarte, foarte sărac. Nu mai vorbesc de faptul că autoritățile de la centru au obligat țăranii, ne-au obligat pe toți să purtăm măști, dar unii oameni de la țară, discutând cu ei, au zis că preferă o mască de unică folosință, cum aveți și dumneavoastră, cum am și eu, să o spele chiar și de 10 ori, iar banii pe care ar fi trebuit să-i dea, își mai bine își cumpără o pâine. Deci am văzut oameni cu măști neutilizabile, dar totuși ei le poartă, le spăl. Am văzut măști albastre făcute albe sau măști murdare. Gândiți-vă și dumneavoastră, nu-ți face mai mult rău aceste măști? De ce nu există la nivel de țară sau măcar la nivel de județ, da, o lege prin care să impună autorităților locale să găsească bani pentru a da acestor oameni măști? Știu că se vehiculează prin presă că au dat. Eu nu am văzut nimic în teren și am fost până acum, cred că undeva la 12-13 comune. Nu mai vorbesc de sate. Că dacă oamenii ar avea tot timpul măști noi, nu îi vedea prin târguri cu acele măști. Asta nu înseamnă că acel bătrân se îmbolnăvește mai repede purtând această mască.
Astea sunt neregulile. Lăsând deoparte partea de infrastructură, care avem cele mai proaste drumuri, asta știți și dumneavoastră, nu numai eu, lipsa locurilor de muncă în zona rurală, chiar am găsit oameni care își doresc să muncească, dar chiar nu au unde. Adică baza la țară, vedeți, sau în județ, calul, căruța și acele târguri în care omul merge și își vinde ce mai are prin jurul casei. Cam asta este la țară. Iar din păcate, lipsa educației, închiderea școlilor, forțarea copiilor să învețe online, nu vor duce nicăieri decât la a avea oameni care efectiv să lucreze între ghilimele la șparanghel. Ați primit critici, dumneavoastră personal, toată echipa Pro-România, în genere, că vă aduceți aminte de oameni și că vorbiți cu ei doar în campanii electorale? Eu personal nu am primit, pentru că știți și dumneavoastră, sunt la prima candidatură, însă au fost și voci care, exact lucrul acesta îl spunea, veniți între noi odată la 4 ani de zile, iar după ne uitați. Eu vreau să asigur toți botoșănenii faptul că mi-am depus candidatura și vreau să ajung în Parlament pentru că vreau să-i reprezint. Eu voi fi tot timpul între ei și printre ei. Acesta este motivul pentru care unul din sloganurile mele, împreună pentru botoșani, împreună între oameni. Dacă dumneavoastră ați fi observat din postări, din alte informații, eu sunt genul de om care merg eu între oameni, ceilalți candidați nu îi vedeți. Eu, unul personal, m-am întâlnit doar cu doi candidați, atât, în două locuri, dar eu încerc să acopăr toate zonele din județ, încerc să discut cu oameni, indiferent dacă unii sunt reticenți și zic, domnule, că voi, clasa politică, nu. Încerc să-i discut, să le explic că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de tineri cu ambiție, cu putere de muncă, tineri care își doresc ceva să facă pentru această țară, tineri care își doresc să își întemeieze o familie aici și să-și crească copii aici. Însă pentru asta avem nevoie de oameni hotărâți să facem o schimbare totală și majoră, atât în educație, în sănătate, cât și în infrastructură. Pentru că aici avem probleme mari. Chiar și din postura de deputat. Chiar credeți că veți reuși să schimbați atât de multe lucruri? Din punctul meu de vedere, cred că da. Nu toate, dar măcar voi încerca să aduc această schimbare. Pentru că dacă mă uit la unii candidați că timp de 4 ani de zile au luat cuvântul în Parlament, nu știu, 10, 20, 60 de ori, păi eu o să iau minim de câteva ori pe săptămână pentru ca vocea mea să fie ascultată. Pentru că acolo sunt niște oameni care cred că până acum nu au dus problemele botoșănenilor și nici măcar nu le-a păsat de ei. Gândiți-vă și dumneavoastră că noi avem în Botoșani câteva cabinete parlamentare. Eu nu am văzut oameni care să bată la ușa acestor cabinete, nu am văzut parlamentar care să iasă public, să vă trimită dumneavoastră un comunicat de presă cu problemele identificate, dar nu acum în campanie electorală, înainte sau după ce se termină această campanie electorală, să mai vedem o poză, cum stă de vorbă cu un bătrânel sau cu o persoană, nu am văzut. Toate aceste probleme se pot rezolva, dar trebuie să ai ambiție, trebuie prin vocea ta, eu de exemplu vreau să fiu vocea botoșănelor în Parlament, prin a convinge ceilalți colegi, prin a iniția legi pentru oameni, pentru binele lor, pentru că vedeți și dumneavoastră că suntem o zonă subdezvoltată. Uitați-vă la proiectul Autostrada Moldovei care a trecut de Parlament, dar stă undeva într-un sertar. De ce? Pentru că nimănui nu-i pasă. Ați văzut prin presă vreun parlamentar să ia, să zică, domnule, vreau, haideți să-l facem, haideți să-l facem? Cred că dumneavoastră, cât și presa locală, mă știți și mă știți atât din perioada de dinainte a pandemiei, cât și din perioada pandemiei. Ați văzut că sunt o voce care tot timpul am ieșit. Nu doar în campanie, tot timpul mi-am exprimat ideile. Tot timpul am trimis comunicate și viziunea mea cu privire la o problemă. Eu nu pot să am garanția să zic, intru mâine deputat și în două zile, trei zile am rezolvat educația sau sănătatea. Însă aș avea o putere și pârghii
prin care, da, putem să creăm o educație mai bună, un sistem de învățământ mai bun, putem crea un sistem de sănătate mai bun și ne putem lupta pentru a crește nivelul de trai în județul Botoșani. Un alt exemplu care vreau să vi-l dau vine din partea PSD-ului. PSD-ul a avut pârghia legală, cât a fost domnul ministru Budăi, da? să emită o ordonanță de urgență prin care pensiile celor bătrâni să fie la nivelul județului Botoșani. Noi avem cele mai mici pensii, 1066. Pensia medie pe România este 1400. Deci noi avem cu 20% pensie mai mică. Eu aud bătrânei, domnule, mi-a mărit pensiile, nu va mări nicio pensie. Dacă voia o mărea cu 20% și a alinea pensiile celor din județul Botoșani la același nivel cu cei din restul țării. Dar nu a vrut, pur și simplu. Nu i-a păsat. Și atunci, cu ce încredere mai votează lumea acest partid sau pe acest om? Toți vorbesc, dar e foarte ușor să te uiți în spate la realizările lui și apoi să te duci la vot. Toată lumea votează partidul. Ar trebui aici să fie o schimbare, să votez omul. Eu am demonstrat ca om ceea ce pot să fac. Am demonstrat ca om, am arătat în această campanie ce vreau să fac. Mi-am expus proiectele și așa mai departe. Bănuiesc că în campanie de la locale v-a fost ușor să identificați problemele municipiului. V-ați urcat în mașină, v-ați plimbat pe străzile lăturalnice, v-ați plimbat pe margini, pe la periferia orașului, ați văzut în centru deficiențele care sunt. Însă problema cu județul este alta. Necesitățile și nevoile locuitorilor din vârful câmpului sunt altele față de la Ștefănești. La Hudești au anumite doleanțe, la Flămân sunt alte doleanțe. Problemele județului sunt complexe. Dumneavoastră cereți votul locuitorilor întregului județ. V-ați făcut temele ca să le demonstrați vorbind cu oamenii că le știți nevoile? Domnule Dănuț Rotariu, vreau să vă zic din prima că nu a fost nevoie să mă urc în mașină să văd problemele din municipiu. Pentru că eu trăiesc de 36 de ani aici. Ca și dumneavoastră, am avut bunici. Ca și dumneavoastră, merg prin județ zi de zi. Nu numai acum în campanie, dar de mic copil. Gândiți-vă că problema generalizată ține tot la fel de lipsa locurilor de muncă, ține la fel de situația instituțiilor de învățământ, ține de educație, ține de nivelul scăzut de trai. Bineînțeles că în momentul în care eu mi-am asumat candidatura și cer oamenilor din județ să mă voteze, înseamnă că am o idee despre ceea ce au ei nevoie acolo. Pentru că al doilea lucru, în momentul în care aș ajunge deputat, ar fi să fac o întâlnire, da, cu fiecare primar în parte, cu fiecare consiliu local, să le ascult doleanțele, să le centralizez și apoi să împart zona cu problemele lor. Dar problemele, să știți că nu sunt atât de personalizate pe cât sunt de generale. Toată lumea suferă. Toată lumea suferă de sărăcie, toată lumea suferă de lipsa drumurilor, lipsa locurilor de muncă, nu mai zicem educație, sănătate și așa mai departe. Lăsăm deoparte sloganurile, se pot spune sloganuri, că trebuie investiții în infrastructură, trebuie aduse investiții în județ, care de obicei se folosesc în campanii electorale. Acum, mai ales că, cum ați spus dumneavoastră, că ați mers mult prin județ, v-ați făcut oarecare idee despre realitatea din județ. Care este prioritatea numărul 1 pentru județul Botoșani? Cred că prioritatea numărul 1 pentru județul Botoșani este educația. În primul rând, aș dori să redeschidem școlile, pentru că în sistemul online în județul Botoșani nu funcționează deloc. Acesta este prioritatea numărul 1. Iar 2, sănătatea. Un alt aspect foarte important este relansarea economică, pentru că foarte multe firme mici și mijlocii s-au plâns de acel lockdown creat de guvernul Orban. Gândiți-vă că am cunoștințe care m-au sunat și mi-a zis că
nu știu cum să facă, că iarăși i-au închis, iarăși trebuie să trimită salariați acasă în șomaj. Și vreau să vă zic că în momentul în care un om s-a dus în șomaj, el nu poate să trăiască cu banii care îi dă statul și când îi dă statul. Și atunci omul se urcă în mașină și se duce în zona rurală și muncește pământul, încearcă cel puțin partea de alimentație să-și o procure de acolo. Da? Sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate atât și pe partea economică, cât și pe partea de sănătate, educație, infrastructură și așa mai departe. Ce va face omul politic Cătălin Silegeanu dacă nu va ajunge deputat? Omul politic Cătălin Silegeanu își va continua activitatea în cadrul Partidului Pro-România. Omul Cătălin Silegeanu în continuare va fi o voce și îmi voi susține colegii care vor ajunge în Parlamentul României. Colegii mei sunt niște oameni capabili pe care îi admir foarte mult, sunt niște oameni deschiși și voi încerca prin ei să implementez atât ideile mele personale, pentru că știți și dumneavoastră că avem și noi un program de guvernare la nivel central, dar pe lângă aceasta, prin colegii mei, o să încerc ca toate ideile care v-am zis eu și toate problemele pe care le-am menționat mai devreme, să găsim soluții și vă promit că dacă nu intru în Parlamentul României, toate aceste probleme vor ajunge acolo prin intermediul colegilor mei. Pentru că, în primul rând, noi de la Pro-România suntem o echipă, suntem uniți, suntem capabili și avem o ambiție să scoatem acest oraș din subdezvoltarea care se află momentan.